Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre noi. Am devenit risipitori, nu pentru că așa ne-ar fi feleșagul. Din potrivă, noi moldovenii am fost păstrători prin definiție. Strămoșii ne-au educat așa. Bunei, buneilor adunau bob la bob, grăunte la grăunte, sămânță la sămânță și le păstrau cu evlavie. Ca pe o icoană le păstrau. Bobul era averea și religia noastră. Cu ei am trecut prin veacuri. Azi am uitat deja cum se păstrează. De nevoie am uitat, nu de bunăvoie. Tranziția batovina. Alte timpuri trăim, alta e și averea noastră. Mintea, învățătura și inteligența sunt bobul, grăuntele și sămânța averii de astăzi. Ele adunate cu grijă alcătuiesc elita societății medicii, învățătorii, inginerii, poeții, artiștii, zidarii, muncitorii. Acestea sunt averea secolului 21. Facem risipă de ea în cel mai necruțător și barbar mod. Un medic în loc de bisturiu mânuiește lopata. Cartea învățătoarei e mătura sau taraba de la piața Talcioc. Pana scriitorului volan de taxi. Inginerul proiectează la taraba din piața centrală mandarine și struguri. Muncitorii, hamali calificați. Acesta e tabloul general al realității noastre, numit viclean tranziție. Nu punem la îndoială adevărul că orice muncă e prestigioasă și că rostul nostru în această lume e de a munci. Dar în același timp nu putem face abstracție și de cartea cărților care ne amintește că e mare păcat a nu folosi harul dat nouă de cel de sus. Ori un medic bun, un poet talentat, o învățătoare de vocație, un meșter iscusit toate până la urmă de la har pornesc. De ce dar ne permitem să păcătuim? De ce dar facem risipă de minți și talente? De ce până la urmă, irecuperabil, irosim în vânt viitorul nostru? Cam aceste gânduri deloc vesele mi le-a sugerat de ună zi o fostă medic, care astăzi își întreține familia muncind la talcioc. Nu pot să nu dau dreptate, dacă luăm în calcul salariul de mizerie a unui medic, profesor sau inginer. Ni s-a spus cu vreo două decenii în urmă că totul vremelnic, că trebuie să fim înțelegători și cu răbdare să, depă să depășim tranziția. Astăzi ni se spune cam același lucru, doar că pe undeva cu o doză mai pronunțată de optimism. Mâine ni se va spune, de fapt, nu mai contează cât de dulce va fi bomboana promisiunilor. Astăzi, adolescenții nu mai vor să învețe, nu mai vor să devină ca pe timpuri cosmonauti, doctori, ingineri sau învățători. La ce bun? Nu mai contează că notele la cunoștințe au devenit simple cifre fără conținut. Contează doar conținutul buzunarului, contează procesul de devenire a lui în sac. Priveam de femeia medic, bisturiul căreia a salvat multe vieți omenești. Cum se îndreaptă grăbită. Nu, nu spre spital. Se îndreaptă spre piață. Din păcate, risipim tot ce avem mai scump, și anume viitorul nostru. Acesta a fost cuvânt înainte și acum vă prezint invitații din studio. Vitalie Melnic, bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine ați venit. Cristina Nacu, bună seara Bună seara Și la mijloc este Sofie Melnic, bună seara, dragă Bună seara Așa, ai venit în ospeție la noi în televiziune, da? da. Acasă a rămas surioara și uh, Melisa Melnic se numește, da? Care are 2 ani, dar tu da. câți ani ai? Eu am 7 ani jumătate Ah, bravo! Și uh, tu stai aici cu părinții de mult timp în Moldova Da Da? Dar unde te-ai născut tu? În Italia Așa. Și câți ani aveai când ai părăsit Italia și ai venit acasă? Trei ani și jumătate. Uhum, trei ani jumătate. Deci tu acolo ai frecventat grădiniță. Da. Știi, ai limba italiană? Da. Da? Și acum o mai ții minte sau ai uitat? Am uitat. -o, ai așa. uitat, -o așa. Dar vorbeai cu mami în casă în limba română, da? Sau din ce limbă vorbeai? Sau în italiană? În italiană. Da. Și cum era la grădiniță? Mai ții minte? Nu mai țin minte așa. Ei, lasă că aici... Dar aici acum ce faci tu? Știu că tu dansezi, ești încadrat în multe activități. Păi da. Ce Îți place să dansezi? Da. Da? Și cine te-a te ajutat să fii tu, să iei această decizie? Sau ai luat-o singură? Singură. Da? Și ai deja careva diplome, trofee? Da? Ia spune ce ai câștigat. Unde ai câștigat vreun concurs? În România, și am mai avut un concurs. Uh -huh. Sâmbătă și duminică. Chiar și acum, recent, da? Wow! Și am și... câștigat locul cu Bravo, felicitări, uite, acum chiar te aplaud, bravo, felicitări. Mulțumesc. Și ai să vă faci dans în continuare? Nu! Oh, să, să ai succese. Mulțumesc! Da? Acum trecem la tata, că am început ei sunt generația noastră și ei sunt viitorul Republicii Moldova. Vreau să anunț telespectatorilor că astăzi vorbim despre moldovenii reveniți în Republica Moldova, care vor să se reintegreze în societate, vor să facă aici și afacere, vor să ridice economia Republicii Moldova, vor să îndeplinească acel vis de a munci acasă la ei, ca să nu fie prigoniți, să nu fie uh, înjosiți unii din ei în străinătate. Și pentru că tot astăzi am decis să iau această temă, pentru că tot astăzi, chiar în aceste momente, în aceste clipe, la Palatul Republicii se desfășoară Bienala Diasporei, unde la fel vor fi nominalizați cei mai buni dintre cei care au revenit în țară și care mai sunt peste hotare, dar contribuie cu foarte multă forță pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Eu mă mândresc cu voi că voi ați revenit în țară și vreau să vă întreb cât de complicat a fost. Și dacă acum, după câți ani s-a întâmplat asta? Complicat a fost din momentul în care am plecat, pentru că pentru a putea vorbi cum ne-am simțit atunci când am ajuns înapoi, mai întâi trebuie să înțelegem cum ne-am simțit atunci când am plecat. Din păcate, în ultimii 20 de ani Uh, istoria cumva se repetă în mod tragic și eu uh, uh, așa cred că am retrăind din păcate momente grele de ale deportărilor uh -huh. Dacă înainte au fost urcați în vagoane și trimiși cu deasila uh, pentru uh, cei ce gândeau uh, persoanele, acum au fost uh, trimiși tot cu deasila, chiar dacă nu au fost băgați în vagoane, oamenii, în neputința de a întreține o familie, de a asigura copi copiilor un viitor, au luat calea privegiei, calea fugii. Și a fost a tragic deport... pentru multe familii acest pas. Ați început emisiunea cu vorbind despre bunei. Și vrând nevrând m-am gândit imediat la legătura foarte strânsă, care e specifică pentru cultura noastră între diversele generații, începând cu străbunii, bunici, părinți, copii. Uitați-vă lucru care a fost strivit rupt, a fost tocmai această legătură. Pentru că atunci când au plecat persoane, practic au fost rupți de acest cuib, această familie care îi asigura o creștere normală. O creștere în care era transmise, erau transmise valorile din generație în generație, în care stăteai lângă copiii tăi și îi transmiteai mai departe valorile. Sunt mulți tați care au plecat, sunt multe mame care au plecat și sunt mulți copii sărmani care au rămas, practic pe stradă. Da, și până la urmă societatea noastră este un pic defavorizată de toate aceste acțiuni și noi într-adevăr căutăm unde este, de ce se întâmplă într-un domeniu sau altul sau de ce atâția copii avem acum cu, în situații de, că se, se lovesc sau se bat sau se sinucideri multe. Ele sunt de demult trase, se trag aceste fire, exact în momentul în care sunt crescuți fără părinți, fără aceste legături despre care dumneavoastră vorbiți. Dar din câte știu eu, că am discutat înainte de emisiune, dumneavoastră Plecat, nu erați căsătoriți, da, separat. V-ați cunoscut da? acolo. Cunoscut Apollo, da? da. Dumneavoastră, din ce motiv ați părăsit Republica Moldova? Eu, după bacalaureat, deși aveam o medie destul de înaltă, nu am reușit să intru la buget la, la universitatea la care vroiam. Am intrat la medicină la contract și după aia, după primul an de zile, am lăsat studiile pentru că mi-am dat seama că, în primul rând, e foarte lungă, adică 10 ani la contract -aș nu aș da, face față. Nu, faceți față. Exact. Uh, inițial, ca mulți, ca, probabil ca toți moldovenii, am plecat cu gândul că stau un an, doi, îmi fac bani de studii, vin și fac ceva. Uh, și asta a fost motivul, adică... Pe un proiect, uh, aveam în gând, un proiect de scurtă durată, dar care a ajuns la șapte ani de wow. străinătate. Deci, un an s-a întins pentru șapte ani. Exact. Și acolo ați făcut studii? Da. La început am muncit pentru că am plecat, iarăși cum pleacă majoritatea ilegal. Clandestin. Exact. Odată ce mi-am legalizat șederea, am intrat la universitate, am făcut licența, după aia am continuat cu masteratul. Mm -hmm. Și ne-am întors acasă. A fost complicat acolo să vă integrați uh, în societatea aceea? Da, a fost foarte complicat. Pentru mine, personal, eu am plecat acolo la o vârstă foarte fragidă, adică aveam 19 ani, uh, după băncile universității, uh, de pe băncile universității uh -huh. și fiind uh, ilegal, la început uh, am făcut uh, munca de îngrijitoare. Uh -huh. Pentru mine a fost cu adevărat un șoc. Adică, uh, vă dați seama, da, diferențele da, da, dintre statut, dintre starea de suflet, exact. de spirit și toate lucrurile. Fiind astea. oricum înconjurat la început de tineri, fiind în universitate, și după aia m-am trezit singură cu o bătrână de 100 de ani, Fantastic. eu de nou pe care trebuia să, să am grijă de ea. M-a fost foa foarte, foarte complicat. Primul an, în general, a fost probabil cel mai greu an din viața mea, dar. A făcut, uh, Și v-ați zis atunci, gata, nu mai rezist, eu trebuie să fac altceva, așa să înțeleg, da, da? Da, anume greutatea asta a fost în uh, pentru a, a aduna bani, a face studiile neapărat. Uh -huh. um, Cum vă acceptau acolo la studii, fiind moldoveancă de naționalitate? Um, se zice că acolo complica suntem acceptați, ni se spune că suntem mai harnici, mai... Da. Da, da, pentru că suntem cu adevărat mai harnici. Sistemul universitar, spre deosebire de sistemul, de sistemul nostru, nostru da. are foarte multe avantaje, foarte multe. Adică un student plătește facultatea în baza venitului familiar, există diferite fașe, mm -hmm. un student mai sărac are o taxă mai mică, un student într-o familie mm -hmm. mai... Da, -asta sper că o să ajungem da. și noi cândva la așa diferențieri. Și asta e un avantaj foarte mare, după aia -ă, sunt foarte multe facultăți la care poți să studiezi fără frecvență, nu este obligatorie frecvența, um, ai totul pe net, poți studia singură și asta e un alt avantaj, pentru că în Italia majoritatea studenților au și un job în timp ce își fac studiile. Um, la fel a fost și pentru soția mea. Da. Deci învățați și faceți În plus, eu când m-am înscris la facultate, eram și însărcinată, adică și cu bebe, dar tot și-am reușit toate. Deci dacă vă doriți, se reușește. e important să vrei foarte mult și să pui mult suflet acolo. Așa, am înțeles. Cum a fost atunci când ați născut? Complicat la maternitate? Că la noi se spune foarte multe lucruri despre maternitățile noastre. Noi am avut o experiență așa. Ați născut ambii copii acolo? Nu. Nu? Un copil, un copil acolo copil aici? Iată aici vreau să-mi spuneți diferențele. Eu aș putea să o spun așa din punctul meu de vedere, pentru că eu așteptam foarte mult momentul ăsta, eu mi-am carat cu mine camera, video să filmez cel puțin parțial ce aici puteam să filmez. Nu m-am așteptat să avem totuși așa un o, o moment greu. Pentru noi a fost o naștere foarte, foarte grea. În primul rând, contracțiile nu începeau, a trebuit să fie induse contracțiile și Practic. Medicii alt, au o altă abordare față maternitățile sunt dotate cu de toate. Da, la nivel da, de tehnologie nici nu, nu pot spune. Adică, deci erați de în lucru, siguranță, da, da, în siguranță. În plus, chiar dacă... siguranța psihologică. Adică eu nu am fost nevoită să-mi caut medic, să um, aflu multe informații, să cer păreri, să spre deosebire de aici. Adică eu aici aveam o frică foarte, foarte mare. Eu nu știam unde merg pentru că niciodată um, acolo aveai siguranța că medicul e medic. Nu a cumpărat diploma, nu e ruda nu știu cui, nu mm -hmm. ceea ce aici. Deci fenomenele a... cu mătrizm, protecționism și așa mai departe nu există. A, în domeniul medicinii nu cred, nu cred, adică mm -hmm. nu. Ori de cutioare a nimerită în general în, în situație, chiar și atunci când uh, și-a tăiat, uh, a căzut și s-a lovit. Uh, am fost primiți foarte, foarte bine, adică foarte profesional s-a lucrat, da, da. Uh, au fost foarte sensibili față de cum se simte, față de personalitatea copilului. În plus, un lucru foarte important, fetița noastră, primii trei ani, i-am -am stat acolo, ea nu a luat niciodată antibiotic. Și, și când am tors aici, la prima răceală, adică primul dat medic... da, exact. Totuși, problema antibioticilor la noi persistă da. și medicii nu, nu. să nu se supere medicii atunci când stratulat, nu stratulat, când domnul Comarovski zice că la noi medicina este moldovenească. Noi A... am chiar, inițial, întrebam, consideram ceva normal. de ce nu ne dați ceva, adică ceva pentru... Și vă explicau clar da. de ce. Da. Și nu, a, nu, nici frică. Lăsați organismul să se. dar dumneavoastră, să înțeleg că oricum nu puteți să faceți acolo munca pe care o faceți aici, în Republica Moldova. Sunteți din domeniul televiziunii ca și mine și cu ce v-ați ocupat -a? În afară de diverse munci care le-am făcut. Eu am făcut și televiziune. Am lucrat într-o televiziune locală în nordul Italiei. A deci se poate să mergi pe profesie pe care bărbații. Cel puțin eu am avut norocul ăsta uh -huh. și am am reușit și, și m-am integrat cumva uh, în având un loc, obținând un loc de muncă. Problema la nu ele e. Sunt altele? În televiziunile din Italia și la noi? Uh, e... Pentru mine, da. Față de ceilalți, față de italieni, față de băștinași care au acolo, eu primeam oricum un salariu mai mic, pentru că contractul mi era făcut oricum în, uh -huh. uh, nu, ca, nu pe specialitatea care o, o aveam, care lucram. Uh, dar problema nu era atât a găsi un loc de muncă și a lucra. Problema în Italia este a te, de a te integra și de a te simți parte din uh, cultura și parte din uh, țara respectivă. Pentru că există o barieră, începând cu statul care o creează bariera respectivă, și până la ultimii ultime oameni cu care lucrezi zi de zi la locul de muncă, care nu-ți permit să treci de această barieră. Uh -huh. Practic, 9 ani am stat în Italia, 9 ani la un loc de muncă, am lucrat 6 ani cu aceleași persoane, și după 6 ani de zile lucrând zi de zi câte 8, 10, 12 ore eu n-am reușit să spar gheața, n-am reușit să trec bariera respectivă. Eu oricum exact. eram privit ca un străin uh, și să lege o prietenie adevărată uh, e practic e complicat. Dacă nu e imposibil, până la urmă, acesta eu. este un element de motivul care oamenii revin în țară. Exact. Da? Lipsa unui nivel sociale, bariera asta între noi și ei. Uh, Bine, ești spune. mereu văzut ca, oricum, sortul doi. Asta și pe voi va determina să reveniți în Moldova, da? Sunt două categorii, dacă aș putea generaliza cumva, două categorii de oameni. Una e cei care probabil au avut o viață foarte grea acasă și având un salariu la sfârșit de lună și siguranța zilei de mâine, ei sunt mulțumiți, cu adevărat mulțumiți. Eu am văzut oameni da. care sunt. Uh -huh. mulțumiți au integrat cu, foarte bine, cu, pentru că ei nu contează. Uh... Că se uită de sus în jos, ei nu au probleme uh -huh. cu aspectul ăsta și e cealaltă parte. Personală, da, exact. Este totuși cealaltă parte din moldoveni care nici a, nici fașa asta nu e mică, care uh, nu reușește să se împace cu, cu ideea gândul, că, că sunt de clasa a doua doar pentru că sunt de altă naționalitate sau nu am un nume Martinele sau eu știu care. <laughs> Am și pentru că astăzi în emisiune vreau totuși o linie roșie, așa să fie că la noi, Republica Moldova, a început parcă să se atragă atenția oamenilor care revin în țară, dar nu este de ajuns. Nu este de ajuns pentru că cei care revin întâmpină niște greutăți, întâmpină piedici, începând și de la simpla integrarea copiilor în școală, în societatea oamenilor, până la afaceri și la obținerea unui statut de alt moldov nu a cel care am plecat și am revenit cu alte viziuni, cu alte uh, cali, altă calitate a, a specialității pe care am uh, purtat-o. Uh, uh, vreau să vă zic că la noi uh, am citit eu, pregătindu-mă de emisiune, există hotărârea Guvernului numărul 724 din 8 septembrie 2017 cu privire la planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea moldovenilor reveniți de peste hotare, unde uh, se pune accent prioritate pe recunoașterea actelor de Studii obținute peste hotare de către cetățenii noștri, și înscriere necondiționată a elevilor în sistemul educațional, în școli și alte instituții de învățământ. Aici, de ce atenționez anume la acest lucru? Pentru că două trei zile în urmă, Igor Furtună a făcut o postare pe Facebook, unde a zis că nu mai știu ce să mai fac, cuțitul a ajuns la os. Noi revenim, vreau să zic telespectatorilor, probabil l-au văzut și la alte posturi de televiziune. Este un moldovean revenit cu întreaga familie din Italia, care se ocupă aici cu producerea biscuiților, nu dau nume, și dânșii au întâmpinat probleme atât cu copiii ca să se integreze în școală cât și cu afacerea pe care o au. Dar, nu, afacerea din potrivă merge binișor. Integrarea soției sale la Serviciul. serviciu. Și doamna ține trei luni dosarul pe care ei l-au prezentat ca să fie acceptat a studiilor, dosarul doamnei studiile făcute peste hotare, vreau am asta să vă întreb pe dumneavoastră, ei stă pe masă la un personaj, nu știu cine este, vreau acum dacă ne privește să înțeleagă că nu este corect ce aici se întâmplă și probabil doamna Ludmila Furtună va fi acceptată mai repede, dumneavoastră aici revenind studiile și diplomele de acolo v-au fost ușor primite? Da, eu am reușit să echivalez doar studiile de licență pentru că masteratul l-am absolvit acum în primăvara 2017. Eu am revenit după licență imediat, adică masteratul l-am făcut la distanță. Uh, și nu am avut probleme. Am uh -huh. făcut echivalare la Ministerul Educației. Unica problemă care am avut-o că uh, în Italia e un alt barem de notare, da? E până la 30. 30 e 10, 27, 9 și așa mai departe. Adică nu a coincis media. Ei au, cumva au tras în jos media mea. Acolo dacă aveam peste 9, aici aveam până la 9 o medie. Adică Dar, asta a fost unica problemă. Unica problemă da. Da. Dar cu dumneavoastră, Vitali, vorbeam despre mentalitate și despre atitudinea față de copii, ceea ce ați zis că e complicat să te reintegrezi. La ce vă refereați atunci când ziceați despre acest lucru? În sensul ăsta, eu nu știu dacă noi am făcut vreun pas înainte în țara noastră, pentru că eu, revenit înapoi, am regăsit acea mentalitate veche. Uh, în care copilul nu este o personalitate. Uh, timp de 9 ani, eu, uh, probabil pentru mine a fost chiar mai devreme. Eu, alți 8 ani, am, uh, am locuit în Brașov și pentru prima dată eu am, văzut, uh, am intrat în contact cu o familie de francezi uh, și eu am fost uimit cum ei își educă copilul, cum el, ei tratează copilul. Eu i-am am văzut și am zis, eu așa vreau uh -huh. pentru mine. Și aici, întors înapoi, deja eram cumva obișnuit cu mentalitatea de dincolo. Pentru mine a fost un șoc, pentru că primul lucru, grădinița. Am mers un an da, la grădinița de, de, de stat, copilul meu, după luni de zile în care a frecventat grădinița, întrebam cum e, se integrează, cât e, pentru că era oricum greu să treacă, în primul rând, bariera nu de limbă. Uhum. Totul e bine, totul e bine. Uh, am uh, surprins câteva um, situații în care copii, la copii se țipa, ca să nu folosesc alt cuvânt, uh, doar pentru a-i aranja cumva într-o linie uh, în care ei trebuie să meargă să ia masa. Uh, și timp de 10 minute cât erau aranjați copiii în linie, toți trebuiau să stea Cominți și să nu scoată o vorbă. Și uh, uh, lucrul ăsta mi-a adus aminte cumva de perioada sovietică uh -huh. în care trebuia să fie toți drepți și să erau toți în aceleași uniforme și să facă să se comporte uh -huh. la fel. Uh, norocul nostru, până la urmă, am găsit altă grădiniță în care, după cum spuneam, eu veneam de la lucru, mergeam să-mi iau fata de la grădiniță, eu mă stăteam cu jumătate de oră după geam și o contemplam pur și simplu, uh -huh. cât de bine se simțea. Da, ar. dar așa grădiniță despre care dumneavoastră vorbiți este unică la noi, poate printre unicele care și o cunosc despre ce vorbiți. Din păcate, este foarte greu să găsești așa o grădiniță, pentru că acolo sunt cozi kilometrice deja care, cu părinți care vor să-și Și... Până la urmă, marea majoritatea a populației trebuie să facă față da. Deci, o barieră și una din piedici este uh, cum se tratează copilul, care este uh, metoda de abordare a copilării în genere, uh, peste hotare și la noi. La noi se mai trebu trebuie de lucrat încă foarte Probabil mult. Probabil e și la nivel cultural, cred că nu doar ține de partea sovietică, e chiar o, ceva specific culturii noastre de a închide gura copilului când vorbesc cei mari. Uh, și a, a inhib inhiba. Și din, în familie copilul este inhibat. La grădință este înhibat, la școală este înhibat și ne mirăm de ce copiii noștri nu sunt au un la care... Da. Și pentru că vreau neapărat, regia, pregătiți, vă rog frumos, video să vedem cum se simt acei moldoveni reveniți din străinătate care vor să inițieze o afacere și care sunt piedicile pentru ei pe care le întâmpină în Republica Moldova și după aceea vorbim cu familia Melnic. video vă rog frumos! thank you Ceva nu merge bine la noi, privind susținerea cetățenilor noștri întorși de peste hotare. Planuri de acțiuni întocmite de către guvernanți sunt bune, ca la carte, numai că deocamdată doar pe hârtie. Avem birouri de integrare, avem programe guvernamentale, avem funcționari bine plătiți, sarcina cărora tocmai aceasta și este, de a ajuta concetățenii reveniți acasă să se simtă ca acasă. Din păcate, mașinăria birocratică a cinovnicilor noștri, deseori în loc să apropie omul de casă, îl face și mai străin. În consecință, pentru a pune pe roate o afacere cu banii adunați la munci peste hotare, moldoveanul mai întâi trebuie să lupte cu bețele puse în această roată. Și chiar dacă până la urmă reușește să-și însăileze afacerea, vine al doilea val de pripoane, fiscalizarea și impozitarea, care face produsul autohton absolut neconcurent cu cel importat de peste hotare. Cam așa a derulat și continuă să deruleze și povestea acestui tânăr care a hotărât să spele Moldova de noroi și la figurat, dar și la propriu. Care este motivul că dumneavoastră v-ați întors în țară? Păi toți, mai devreme, mai târziu, toți se întorc și pentru fiecare este motivul, fiecare și are motivul lui, dar cred că motivul principal este familia. Câți ani ați fost plecat peste hotare? Ne întrerupt cinci. Au mai, au mai, fost perioade până la, dar ultima perioadă au fost cinci ani, chiar pe două, trei zile la jumătate de ajungem acasă. Care sunt greutățile cu care vă confruntați și ce ați vrea ca guvernul să schimbe? Ca antreprenori, antreprenori sunt diferiți. Noi ne-am ales un domeniu puțin dificil, producerea. Producerea e așa o direcție care, de la care nu poți vedea rezultatele în dată, adică trebuie răbdare puțin. Adăugător, da, sunt niște impedimente care la moment ne încurcă. Noi avem acorduri practic cu tot ce ne înconjoară, începând de la toate țările învecinate. În baza acordurilor, acordurilor importul se face fără taxe vamale. Dar cu, cu părere de rău, ce se referă la materia primă, asta e uh, produsele finite. E, fiind industria mai dezvoltată, se import din străinătate la noi foarte mult. Dar materia primă cu părere de rău se taxează. adică vine foarte greu de a ține piept uh, concurenții care este din afară. Саратраджи но... же по цене тензила продуктория Финк, охтонь, фиг с вез пятидесяти и посебил, де факт ништя продусь мультмайе буние, ши ди импорт, да, синт моменте лесте, кари на нивел ди легисляцияр птиа фи перфектаць его дате, да у гатора пласаря пипяцье, есть фарти îngreunată. Concurenți ne sunt companii destul de mari care au practică de 10, 15, 20 de ani. Și vă dați seama că noi trebuie să, într-un fel, luptăm cu ei. Adică am cutreierat nu puțin. Și peste tot, accentul se pune pe industrie, pe

după cum vedeți, dragi telespectatori, este vorba de Bălteanu Haralampie, domeniul de activitate produse de igienă și împreună cu altă persoană, Golban Igor, care va fi într-un video un pic mai târziu, participă de și astăzi la Bianala de Asporei cu produsele sale. Vreau să zic că dumnealui a menționat două lucruri foarte importante. Produse noi putem avea mult mai ieftine și mai calitative decât acele care le avem atât de împânzite pe piața noastră, și uh, plasarea pe piață este un impediment destul de, de, de complicat. Uh, eu v-aș recomanda, dragii mei, că atunci când intrăm în magazine să cumpărăm produsele noastre. Mai ales că pe, nu vreau să fac publicitate, uh, pe ele scrie fabricat în Moldova. Dar cel mai mult m-a impresionat că pe unul din ele, pe un produs al lui Golban Igor, este scris fabricat cu mândrie în Moldova. Haideți să le cumpărăm pe ele, pentru că sunt mult mai bune și în felul acesta îi ajutăm oamenilor să se reintegreze. Cu succes. Uh, Cristina Vitale, ce, ce ziceți în, în momentul acesta când vedeți că oamenii revin până la urmă, voi când nu veți mai avea bani, veți decide să plecați sau veți confrunta cu aceste toate piedici? Pentru că într-adevăr, unii revin chiar mai des și mai des Știu, dar probabil în adâncul sufletului fiecărui om plecat Este dorința asta de a reveni Doar că toți au o frică Au frică că acasă nu vor avea siguranța zilei de mâine Au frică de sistemul plin de cumătrizm care este acasă Au frică Eu, sincer, până astăzi cochetez încă cu ideea plecării Extraordinar atunci. Din aceleași motive, că da. sunt momente... Da. Dar care a fost cea mai dureroasă situație când ați zis că nu... Ce, ce vi s-a întâmplat? Mm. Eu... Vitali mai ușor. Pot să o spun, pentru că pentru mine a fost ca dureroasă și eu deja intras un pic în criză. A fost momentul în care noi, cea mică fetiță a, a avut o banală febră. Probabil era o răceală la baza ei, în momentul în care a venit urgența acasă, a luat-o împreună cu soția la urgență și a început, a început, a început o perioadă de coșmar în care a început să-i administreze antibiotic în picioruș, bă, copilul bă. a avut șoc, șoc psihologic. psihologic. După câteva oh, okay. zile soția a intrat și ea în șoc uh, psihologic da. Și noi un da. an de zile ne-am ne zbătut să ieșim din asta Dar a fost o perioadă foarte grea Deci sistemul medicinei la noi, medicalul da, este Da, ăsta probabil cel mai Cea mai mare durere adică... uh, și cea mai mare frică a mea Chiar dacă eu sunt probabil cel mai patriot dacă pot spune așa uh, și am fost motorul pentru a ne întoarce acasă și în continuare sunt motorul pentru a rămâne aici și în continuare sunt cu ideea, apropos să vreau să fac o precizare uh, referitor la câteva vorbe care le-am auzit la persoana uhum. respectivă uh, să nu creadă oamenii că noi revenind acasă ne considerăm cumva niște salvatori sau uh, niște super oameni superiori ori care sunt aici, nici pe departe. Venim acasă cu ideea că vrem să ne simțim acasă și dacă e, să, e posibil să facem ceva în țara asta pentru a putea rămâne acasă, cu mare drag încercăm să o facem. Deci nu e Uite, exact așa, după ce am vorbit astăzi prin Skype cu, așa, cu Igor Gros, un băiat de 23 de ani, a zis și el că l-a durut ceva când a revenit, a simțit niște lucruri și a plecat înapoi. Regia, vă rog frumos să găsiți videoul cu băiatul a, Igor Grosu, care l-am înregistrat prin Skype. tinerii pleacă din Moldova de că nu au perspectivă. Sunt bațe de muncă, dar nu sunt plătite bine. Adică în Moldova poți să se supraviețuiești cu banii care îi plătește o companie sau un salariu. Pentru mine salariile în Moldova sunt mizerabile. Și nu ai nicio perspectivă, nu poți ajunge nicăiurea, rămâi pe loc. Adică supraviețuiești de la o lună la alta, prețurile sunt foarte mari, viitorul țării suntem noi. Cei care vrem și care sperăm că cândva, undeva, cineva să găsească să, să abordeze tema tineretului, să ne facă condiții pentru ca noi să ne putem întoarce acasă, să ne găsim un, un job bine plătit. Sincer, am încercat și eu să fac ceva acasă, ca să, nu pot, ca să nu fiu plecat, dar sunt foarte multe obstacole. Adică nimeni nu... Cu toate că legile, legile sunt adoptate, nimeni nu, nu, -ți, nu ți se dă așa. Trebuie să, să stai la rând, să te rogi la dânsi, să-ți facă ceea, să-ți facă ceea. Pe când ai știi, niște persoane care sunt cu o morală foarte scăzută, și care le se pare că trebuie să le pui ceva lor ca să ajungi tu cineva. Deci ajungem la ideea că dacă și se dorește ceva să se schimbe, până la urmă, marea majoritate sau mulți dintre oameni care din înconjoară sunt un pic duri față de cei care revin aici. Ca să nu vorbim alt cuvânt, să zic că li se cere imposibilul despre cum am zis, sau vă consideră pe voi salvatori, sau vă consideră că ați venit și haideți, se haideți ce? Ați simțit la acest lucru, discriminarea aceasta? Inițial, da, da. Da, pentru că, probabil, după o perioadă atât de lungă, aveam un alt accent, adică vorbeam cumva mai cântat. Uh -huh. Chiar și după modul de a ne îmbrăca. Da? Mai, simplu da. mai uh -huh. simplu? da, asta este o altă fală a îmbrăcării și a constru reparațiilor la noi în țară. Eu nu știu când o să termine și cu nunțile luate în credit. Da. da. Da, și uh, vă, vă întâmpinau ca fiind un sac cu bani, da? Care puteți să le dați în intram, în orice magazin intram, mai ales când mergeam la medici, da, simțeam la medici presiunea fost... asta nebună, din privire, nu mai mult, soția mi-a da. povestit alt caz care... Adică doar nu ce o spuneam în față. Am, prima dată am revenit, normal trebuia să ne integrăm, să luăm medic de familie. Ne-a primit To oh, voi veniți din Italia, foarte, foarte bine. După aia, când aveam nevoie, noi eram obișnuită, adică fără a da nimănui nimic, medicul e medic, merg la el când am nevoie și asta e foarte urât. Până um, mi-aduc aminte, doamna avea un uh, clip de agende, mi le ridica și mi-arăta unde erau um, bani. Fantastic. Direct, mm, vă exact. spun. Exact. indicii, nu mai îmi spunea, îmi ridica, trântea, îmi ridica, alt, um, deschidea alt saltar unde era, uh, avea cafea, pachete cu ciocolată, adică eu am rămas șocată. Deci cerea mită. De da, 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 da. Nu aș vrea să idei. generalizez, pentru că acum, spre exemplu, avem. Dar un nu medic vorbim, de familie nu vreau ca în emisiune să care spună foarte, că noi, foarte bravo. lucruri urâte despre. Dar sunt oameni da, și da, acești da, oameni da. trebuie să-și schimbe mentalitatea și atitudinea față de oamenii care revin în țară. Exact asta am avut și cu grădinița. Adică noi, prim, prima zi, am mers la grădinița de stat să-mi scriem fetița. Din prima zi ni s-a spus, da uite că un an în urmă, noi am schimbat geamurile și știu că a Ei fost un an în urmă, dar oricum copilul vostru va dormi în dormitorul ăsta, 500 de lei. Adică, adică, nu pentru noi erau uh, șocante Dacă la lucruri de tipul Plătești pentru, bine, pentru uh -huh. bunăstarea copilului tău Că va dormi mai trece, bine merge, da, va, te Sunt lucruri pe care nu, nu le poți evita Eu zi de zi Dacă e să-i dau crezare soției mele E tocmai aspectul ăsta Te poți închide cumva în apartament Îți poți găsi un loc de muncă Cât de cât în care să te simți ok Să mergi la muncă și să vii acasă Problema e când ajungi Forțat la un medic, când ajunge la un judecător, când ajunge acolo unde e corupția la masă, stă, și din păcate sunt locuri pe care nu le poți evita. Evita, exact. de momentele astea ți frică. Se frică de momentul prin care am trecut noi alt moment cu soția când a mers la medic și o trimitea să o taie practic no. pentru că zicea că are un un fibron urgent urgent, alta scăpare nu e. Eu am început a plânge, ceream explicații. Nu, 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 asta e, asta e. Vorbim azi cu anesteziologul vii, că e foarte da. mult o Și, adică, bine, eu m am avut curajul să merg, am avut posibilitatea să merg la alte centre, să fac alte investigații dar unde râdeau. Wow, exact. Da, dar unii exact. nu au, omul simplu de la țară își vin de casa și vine și, și? Da, mă, mă scuzați, mai avem uh, un video cât durea video-ul acela, spuneți-mi frumos regie, ca să știu dacă putem să-l punem pe post. Aha, el este at atât de mare. O... Noi avem un minut, ok. Bine? Da. Viața omului nu mai are preț. Și asta e, lucru, e partea cea mai dureroasă. Mm -hmm. În și, și care, care credeți că ar fi uh, o acțiune a guvernului nostru care să, să intervină mult mai radical și deja să tai așa ca uh, în sânge, să schimbe lucrurile? Știți, Ce să uh, guvernul nostru face spoturi și nu vorbesc doar de guvernul nostru, pentru că toate guvernele care au fost până acum au și probabil cele care vor fi, <laughs> au aceeași uh, mentalitate și au același scop de a pune mâna pe uh, putere și de a monopoliza puterea și dacă e, dacă e să aibă dreptate omul respectiv când se plânge mm -hmm. din, din cauza lipsei unei concurențe loiale în țara noastră probabil încă mulți ani va fi așa dacă mentalitatea la nivel de politică de stat va fi aceeași doar că din păcate politicienii se vor trezi că nu mai au uh, populație pentru că e exact lucrul ăsta care uh, îndepărtează uh, Deci nu, nu trebuie să mai treacă încă 25 de ani de tranziție dar trebuie să o facă foarte tranșant și foarte repede. Nu niște ajunge schimbări. să faci un spot împotriva corupției pentru că există două moduri de a face publicitate. Unul e să faci spoturi și să le rulezi pe, la, la televizor și altul e să faci fapte și, fa și din vorbă în vorbă, din gură în gură uh, publicitatea va, va, va merge și omul va căpăta încredere. Pentru că ceea ce are ceea ce nu are astăzi omul este încrederea. Eu văd un spot la publicitate, la televizor și eu nu am încredere. Am înțeles. Sofie, uite, tu ai tăcut toată emisiunea la început și acum... Te... Tu ai lăsat-o lăsat pe surioara ta acasă, așa, da? Cu cine stă surioara ta? Cu bunica. Cu bunica, Mea. da? Ti ți, ți place aici sau tu nu mai ții minte cum era în Italia? Mai țin minte. Mai ții minte? Mai vrei să mergi în vizită acolo la cineva? Da. Să faci turism, da? Să mergi să vezi locuri frumoase, dar să revii. Sau nu? Da. Da? Ai bine. Ai <laughs> bine cu cei, acolo? Vreau să ah. revin că, că îmi place școala. Mm. La colegii, da? Probabil. Da? Prietenii. Da? De aici. aici. A, ah, uite. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit. Din păcate, emisiunea noastră deja are regia, îmi spune că am depășit-o un minut. Vă doresc ca să nu disperați și totuși să nu plecați și să rămâneți aici, pentru că fiecare trebuie să contribuim, cei care ne priviți și acasă, ca să facem lucrurile bune și ca uh, asemenea postări, gen uh, Valentina Geamănă, e dureroasă plecarea, întoarcerea e tragică. Să nu mai fie la noi perețele de socializare, să spună ei că întoarcerea este plăcută și știu că mă va susține statul. Eu vă doresc o seară frumoasă să-i așteptăm pe cei care sunt plecați acasă la noi frumos. O seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la 19.00 la emisiunea noi despre noi.